Cum am ajuns ca în fruntea unor instituții de stat care achită salarii impunătoare să fie persoane integritatea cărora este pusă sub semn de întrebare? Problema e că candidații pentru aceste funcții nici măcar nu pot fi verificați de ani înainte de a ocupa fotoliul de conducere. Și aici mă refer la șefii autorităților publice autonome, numiți de Parlament, cum ar fi cei de la Consiliul Concurenței, Comisia Națională a Pieței Financiare, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Curtea de Conturi, Consiliul Audiovizualului și altele. Acum, potrivit legii, conducătorii acestor autorități depun declarațiile de avere și interese abia după numirea lor în funcție. Respectiv, abia atunci poate fi depistată existența unei averi nejustificate sau a unor conflicte de interese. Și zic poate pentru că Autoritatea Națională de Integritate nu verifică toate declarațiile, ci o parte din ele în regim aleatoriu. Pentru a evita situațiile în care aceste autorități ajung să fie conduse de persoane compromise, noi, juriștii Institutului pentru Politici și Reforme Europene, recomandăm modificarea legilor care reglementează activitatea autorităților publice autonome. Și anume, propunem să fie inclusă obligația candidaților desemnați de Parlament prin concurs sau numire să depună declarația de avere încă la etapa de preselecție. Totodată trebuie verificate averea și interesele nu doar ale candidaților, dar și a cercului de persoane apropiate acestora. Apoi, considerăm necesar să fie permisă utilizarea datelor indirecte, deținute de alte autorități, care ar putea indica faptul că pretendenții ar deține proprietăți și averi nedeclarate în afara țării. Și nu în ultimul rând, este obligatorie conlucrarea cu autoritățile din alte state, pentru a asigura verificarea de avere și interese. Într-o țară puternic afectată de corupție, cum este Moldova, considerăm că aceste măsuri trebuie adoptate cât mai rapid pentru a asigura alegerea celor mai potriviți candidați pentru funcțiile de conducere.